Observ și eu că e un cadru cam auster. Dar ce să facem dacă această casă arată ca și cum este nelocuită? Ce pot să fac să mă prefac? Să pun mobilă doar de dragul de a avea... Hai că pot să-i pun aia să arată un pic mai warm. Un pic mai omenesc? Cred că da. Ia uite, domnule, ce înseamnă un iepure la vremea lui. Și acum că v-am creat condiții, v-am creat atmosferă, am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. De ce cumpărăm ca niște căpiați? Mă uit și eu în stânga și în dreapta. Mă uit de la nord la vest. Vorbesc cu prieteni. Mă uit la clienții mei pe care îi acompaniez când facem declutter. Și încerc așa să colectez răspunsuri, că nu vreau să generalizez. Și vreau să văd așa micro-narațiuni, să înțeleg fiecare om în contextul lui, în background-ul lui. De ce cumpără lucruri? Pentru că e chiar ceva ce mă interesează. Toată psihologia asta din spate, tot mecanismul, tot procesul. Și în vreme ce vă invit să vă întrebați și voi, pe voi, de ce cumpărați lucruri, absolut tot ce cumpărați. Și un șurub dacă îți cumperi, te invit să îți pui foarte multe de ce-uri. De ce simt eu nevoia să-mi cumpăr acest șurub? Cu ce îmi îmbunătățește mie viața acest șurub? Ce valoare aduce? Care e scopul lui pe lume? Dar până să vă puneți voi aceste întrebări, încep eu. Pentru că asta voi face și eu azi. Vă arăt ce mi-am cumpărat. Facem un holișor cu ce jocardele m-am mai cumpărat. Și practic o să încerc să mi le justific. Să-mi justific achizițiile în fața dumneavoastră, a judecătorilor. Și mi se pare un exercițiu bun, pentru că efectiv te învață să-ți creezi sinapsele astea de a fi mult mai aproape de tine. Și când îți cumperi chestii, să nu mai fii la impuls și să fii mult mai în tine și cu tine și să înțelegi exact de unde vin dorințele alea, dacă lucrurile alea sunt realmente lucruri de care ai nevoie sau sunt doar mufturi sau te-a spălat pe creier o reclamă sau vrei și tu blașul Dior că ai văzut la nu știu ce fată pe Instagram și cred că dacă ai avea blașul Dior ai fi mai ca ea și coboară un pic în tine pentru că ești super ok tu așa cum ești și nu e nevoie să fii ca fata aia de pe Instagram. Deci că sunt Ariana Grande. Tocmai ce am văzut TikTok-ul Iorgăi cu un haul, mă rog, cred că am mai postat 5 de când am uitat-o la ăla și femeia are hazul ei. Mi se pare foarte mișto, dar holurile alea mă sperie pur și simplu. În asta despre care vorbesc, de ce e mai particular el așa. Pentru că aruncă femeia mea în acest hol de rochițe și fustițe și gentuțe o mașină așa. După vreo două rochie, îți aruncă și mașina. Cu relaxarea cu care ar fi o a treia rochie. Și deși pot să înțeleg că suntem diferiți, 8 miliarde de oameni, fiecare cu treaba lui, realități diferite. Conturează așa iluzia asta de... Mi-am luat și o mașinuță de plictiseală când aveam ce să fac. Ce scary, e pur și simplu scary, pentru că oriunde te uiți, deschizi Instagram-ul, cineva flexează cu ce și-a luat. Deschizi TikTok-ul, haul, deschizi YouTube-ul, haul, ieși pe stradă, nu știu. Sună așa, zici că am descoperit acum 5 minute cum funcționează consumerismul și capitalismul și marketingul și spălarea pe creier și psihologia și slăbiciunile și neavuțiile și tot. Dar ce vreau să zic e că pur și simplu lumea nu arată așa, viața nu arată așa, nu trebuie să arate așa și e foarte ok dacă nu avem toate lucrurile astea. Și care, dacă mă întreb pe mine, din ce am mai văzut și eu, ce am mai înțeles și eu așa, o linie generală de ce ne cumpărăm lucruri, este să umplem un gol care nu se umple niciodată cu lucruri. Pentru că ai adrenalina aia când faci o comandă, că ți-ai comandat-o, te bucuri până vine, o urmărești, te mai bucuri când a ajuns, când te sună curierul, ai coborât, ți-ai luat coletul, ai desfăcut și după aia cam gata, s-a dus. Și dai o următoare comandă ca să alimentezi
starea aia de bine, care nu durează, nu e, nu știu, sustenabilă, nu e ce trebuie, nu de acolo vine fericirea, nu știu dacă s-a prins cineva până la acest punct. Nu știu nimeni, e mișto să-ți iei lucruri, da, sigur. Îți plac parfumurile, mișto să-ți iei un parfum care miroase bine, te dai cu el, te simți bine, te reprezintă. La unde intervine problema e când cumperi așa în neștire și efectiv nu trec 3 zile legate până ca tu să nu faci o comandă. Acolo chiar e o problemă. N-am specializare pe hoarding, la organizare, dar pot să recunosc când văd ceva de genul ăsta. Și mi se pare că îți faci un deserviciu pentru că efectiv cumperi în neștire și vrei să ieși din casă, da? Scoate cineva din casă. De ce stai pe ceas o oră și nu știi în ce să te îmbraci și probezi chestii și nu te simți bine și le dai jos și te enervezi și la final ca să arată ca dracu și în cele din urmă tot nu-ți place cum te-ai îmbrăcat sau nu te simți bine? De ce? Dacă tu ai foarte multe hăinițe din care să alegi și pantofiuri și gentuțe și machiaje și toate cele. Evident că nu e o regulă, pentru că, again, suntem diferiți și lucruri diferite funcționează pentru oameni diferiți. Dar ce am observat eu, care cam funcționa așa, este să te conectezi la lucrurile pe care le ai și efectiv să păstrezi doar ce îți place și ce ți-au ce bucurie. Și în mod ironic, pentru unii, cu câte mai puține lucruri, cu atâta ți-e mai clar. Pentru că ajungi să te cunoști atât de bine ce îți place și ce te avantajează și forma corpului și ce vrei să transmiți, încât nu o să mai stai o oră pe ceas în fața dressing-ului înainte să ieși din casă, că tu știi exact. În alea două minute cât te speli pe dinți sau îți faci un duș, în capul tău s-a clarificat outfit-ul și ce vrei exact. Pur și simplu gândiți-vă când cumpărați chestii, de ce vreți să le cumpărați. Că e ușor așa să fie întrebat pe creier, vezi ceva, vezi non-stop ceva. Hai să nu mai cumpărăm chestii doar că vedem la cineva. Hai să ne cumpărăm chestii care realmente ne fac nouă bine și aduc valoare în viața noastră. I rest my case. Hai să intrăm în ce ne-am cumpărat. În absolut niciun moment, în nicio circunstanță, nu e niciun om pe pământul ăsta în fața căruia trebuie să te justifici. În cazul ăsta mi se pare cam o datorie, așa, nu știu, și o responsabilitate, calitate de organizatoare profesionistă care promovează conectarea asta cu lucrurile și cumpăratul de lucruri conștient. Așadar, drive-ul acestui colet a fost un produs și după aia au mai urmat și altele. Să vedem dacă până la finalul procesului se dovedesc a fi achiziții cu cap sau nu. Dar comanda a fost făcută pentru un ulei esențial. L-am ales pe ăsta de patchouli. Am zis care a fost argumentul. De ce mi s-a părut o cumpărătură esențială, o onorată instanță? Pentru că îmi doresc să miroase bine casa mea. Și o fac lucruri gratuite, dacă putem să le zicem așa, ca să miroasă bine casa. Cum ar fi aerisesc foarte des, fac curat foarte des, fac prăjituri foarte des, miroase foarte bine la prăjituri. Dar nu e îndeajuns. Și voiam așa cum intru în casă să mă lovească un miros superb și care să nu fie toxic. Că am tot avut până acum lumânări. Lumânări de alea ceară de soia, nu știu ce, nu știu cum, dar în continuare le găsesc toxice. Și voiam ceva care să mai fie toxic, inspirată fiind de casa prietenei mele, care este cea mai frumoasă casă din lume. Uite, poate cu acordul dumnei ei inserez niște poze. Asta îmi place, că la femeia asta când intri în casă, o te lovește violent un miros de la dulce, de vanilie. Efectiv, nu știu, vrei să adulmeci. Pur și simplu vrei să mănânci de pe jos din casa asta. Și m-a inspirat foarte tare. Și îmi doresc și asta pentru căsuța mea. Doar că varianta netoxică. Că lumânările de la Bath & Body Works fac o treabă foarte bună. Mi se pare că nici nu trebuie să le aprinzi, doar deschizi capacul și miroase intens. Doar că nu mai vreau o toxicitate pe niciun plan în viață. Am scos eu oamenii toxici din viață, rămân lumânările, ce facem? Nu mai vreau deloc nimic. Ce vreau să mai zic? Dacă vă atrage ideea, să aveți grijă că e una ulei esențial și alta ulei parfumat. Ulei parfumat e sintetic. Am venit așa drăguț împachetat. Mă rog, nu că e mare specialitate pe chigiu. Da, mi-a
inspirat așa fix vibe-ul ăsta de natural și mi-a plăcut pergamentul ăsta care zice cu ce să mai combini și ceva ritual să-ți dai delirium. Mi-a plăcut mult. O să o păstrez că vreau să o mă uit un pic pe ea și când vreau să renunț la ea se va duce la reciclat pentru că îmi place ca orice lucru să ajungă unde trebuie pentru că orice lucru are valoare și nu suport risipa sau, nu știu, să nu tratez conștient ceva. Mă doare. E ceva ce mă doresc. Produsul numărul 2 este această paletă de farduri cremoase de la Berry M. Nu știam de brandul ăsta. Și acum am folosit din paletă. Nu știu dacă se vede că e foarte apropiat de culoarea tenului. Doamne, îmi plac super mult. Este așa creamy și blenduibile și ia un close-up pe nuanțe. Pe asta l-am folosit acum, se vede? Coromiziu ăsta, nu știu cât o să mă înțeleg, dar vreau să-l folosesc. Fac eu niște experimente și cu el. Dar asta, doamne, e pur și simplu visul meu. Și asta are ceva shimmery. Mult îmi place. Mult, mult, mult. Berry M Cosmetics LTD London. Made in China. Deci da, fără prea multe cuvinte, mi-a plăcut package-ul, îmi dă o stare bună, îmi folosesc, îmi dă o stare bună să mă uit la el. Am așa portfoliul între deschis și se vând mai produse nuanțe de-astea pământii. Itemul numărul 3. Am așa un tratament de gene, deși am mai avut la viața mea. Am avut unul, nu mai știu brand-ul, dar a fost destul de scumpuț, 100 și ceva de lei, de la farmacia Tei. Ăla avea altfel de aplicator. Asta e carimelul cu periuță de rimel. Ăla avea pur și simplu o periuță ca de eyeliner și se aplica la baza genelor. Nu mi-amintesc să am fi făcut ceva ăla, dar mi-amintesc că îmi plăcea gestul ăsta din ritualul meu de seară. Făceam skincare-ul, cremă hidratantă, retinol ce mai folosesc eu acolo și plăcea așa gestul ăla de a aplica o linie fină. Sper că le hrănesc și că peste noapte o să crească așa ca havrejul de fasole. N-a crescut nimica. Ai putea să zici că n-am învățat nimic din experiența aia și că a fost egal cu zero din moment ce mi-am cumpărat altul. Dar nu este așa. L-am cumpărat cu riscul să nu facă nimic. Mi-am asumat că poate să nu facă nimic. Dar parcă mi-era un pic dor de... Again, de gestora. A fost o idee așa bună, acum că l-am folosit deja de 2-3 ori și seara sunt absolutamente ruptă în gură și nu mai chiar vede nimic și abia mă spăl pe dinți și pe față. Nu neapărat, dar va întări experiența trecută. După ce îl termin, voi înțelege for good pentru totdeauna că nu-mi trebuie așa ceva. L-am luat chei de la Evelyn și eu mi-am luat de la brandul ăsta lac de unghii. Într-o perioadă în care voiam și eu să am unghii lungi, acum mulți ani, pur și simplu nu creșteau sau dacă creșteau, se rupeau instant. Și m-am frustrat teribil și îmi doream și unghii lungi și mi-am luat lacul ăsta, mi l-a recomandat o prietenă și în 2 săptămâni aveam ghiare. Știu sigur că am o poză, vă pun. Nu venea să cred și am ce dracu e în lacul ăsta, ce ulei de coadă de salamandră. Am zis că fiind tot de la Evelyn, poate și-au făcut treaba bine elvețienii. Nu știe ce gene mi-or crește peste noapte. Deci sunt dispusă să-mi amărăsc un pic viața cu acest pas în plus în rutina de skincare de seară. Pentru a vedea dacă se întâmplă sau nu ceva. Oricum are, nu știu cât are. Nu ține mult, 10 ml în 2 luni, e gata. Am uitat numărătoarea, cred că 4. Vă ziceam și în vlogul celălalt că mi-am luat și un rimel. Mi-am luat și un rimel că n-am mai avut de la grădiniță. Este Lash Princess de la Essence. Îmi doream ceva preț de drugstore și care să aibă efecte. Și am căutat la fel review-uri, l-am găsit pe ăsta, a fost 4 euro, cred. Face o treabă foarte bună. Dată cu el acum, nu știu dacă se vede, trebuie să se vadă. Nu voiam ceva pe care să-mi dau prea mulți bani, pentru că pentru mine rimelul e așa, nu-l văd o necesitate, ceva la care chiar țin din toată faza asta de make-up, e eyelinerul. Eyelinerul beige, care se feiduiește cu culoarea pielii.
Nu știu ce diferență face, dar chiar îmi dă o stare bună când îl am. Dar așa, în rest, pot să renunț la buze, n-am niciodată nimic, am mai prostesc așa cu puțin contur, tot din ăsta făcut din fart. Asta nu știu că să zic cât de cu cap a fost onorat instanță, pentru că, sincer, abia aștept să-l termin și să nu mai cumpăr. N-aș vrea să zic niciodată, pentru că nu e ok să te limitezi și să zici că n-ai mai face niciodată ceva ce ai făcut deja, pentru că din moment ce ai făcut, ești oricând predispus să mai faci, nu? Nu? E așa, nu știu, nu presimt valoarea adusă în viața mea. Parcă mi-încarcă genele, pe de-o parte cu tratamentul ăla încerc să le cresc, să le regenerez și cu asta le încarc și le rup. Nu știu cât sens a avut, am vrut și eu să experimentez, nu-i nimic. Voi experimenta, dar nu cred că intră la cumpărător cu cap. Nu, nu-l simt. Nu-l simt, dar în același timp e ok și sunt recunoscătoare și că l-am luat și că am putut să-l iau și că am abordarea asta față de el și nu știu. Îl arunc sau n-am înțeles nimic din cumpărătura asta. Următorul item este ceva ce pur și simplu ador. Calitatea e mai slabă decât mă așteptam, dar nu-i nimic. Mă refer că are imperfecțiuni. Arăt imediat cu close-up. Are imperfecțiuni, dar cine are imperfecțiuni? De ce ai vrea ceva perfect? Este, ia, până să vă zic, vă dați seama ce este? E un suport de periuță și mi-a plăcut mult că ocupă mai puțin spațiu decât paharul ăla imens și clasic în care țineam periuțele și e așa mai delicat și mai sculptural parcă. Asta l-am luat pentru iubitul meu, că el e mai pretențios și pentru mine, pentru că sunt această ființă creativă. Am folosit, am uitat eu în jur așa, am scanat stânga-dreapta. Am folosit un capac de parfum, de la ceva parfum Christian Dior cu lămâiță. Am fost tare mândră de mine când mi-am dat seama că pot să folosesc capac. Când, în primul rând, m-am dus capul să fiu creativă și după aia când am văzut că și avem, efectiv, în casă așa ceva și că e transparent. Că stă lângă butieră care e transparentă și lângă goașă care e transparentă. Cred că am ceva poză, vă inserez. Și lângă chestii transparente și deși evident că se potrivea foarte bine și asta albă, parcă îmi place mai mult că e transparentă. Și îmi place cumva și filozofia asta din spate, să vezi valoarea în orice lucru. Și înainte funcționa ca un capac de sticlă de parfum și acum funcționează ca un suport de periuță. Ce să vedeți, am ajuns la ultimul item. Dacă vreți să vedeți 11.000 de soale și centuțe și mașini, nu sunt omul. Doamne, mi-e așa drag de asta. Și mi-am dorit atât de mult, mă rog, eu îmi doream inițial să fie în formă de iepure. Și te negăsit pe nicăieri, am zis, aia e. Dar nu mă simțeam deloc reprezentată de dispenserul de săpun pe care l-aveam. Era ceva de la Ikea care dădea așa într-o idee mai fancy cu capac auriu. Acest dispenser de săpun! Ursuleț polar! Ia uite ce frumos stă lângă frățiori. Imaginea asta mi-a adus aminte de un fotoliu. Opa! Un fotoliu superb pe care l-am primit tocmai... Nu am primit fotoliu, am primit o poză. Mi-a trimis prietena mea o poză. Prietena mea care îmi cunoaște sufletelul și ce să vezi, eu am văzut fotoliul ăsta când am fost în Elveția Live într-un magazin de mobilă superb. Un nou fotoliu super fluffy așa, te bagă într-un mood făcut din ursuleți de pluș. Vă pun poză. Le-aș dori, de ce să vă mint, am nevoie de el? Nu neapărat... Mă văd să stau în el? Nu neapărat. Îmi place tot ce are și design și caterincă. Înțelegeți ce zic? Doamne, deci dispensul ăla dinainte, penal rău de tot. De asta îmi place dispensul ăsta, pentru că efectiv captează, concentrează vibe-ul ăsta caterincă și ludic pe care mi-l doresc casa mea și viața mea. Și mă bucur foarte mult că pare așa ceva care nu era necesar. Aveam deja un dispenser de săpun care funcționa foarte bine și l-ador pe ăsta. Nu e iepuraș, nu ești iepuraș, dar chiar te apreciez foarte mult. Cam acesta a fost haul-ul. Cât o fi durat mistelul? Că mi-am propus să filmez așa de vreo 15 minute. Tot
experimentez cu durata vlogurilor. Am niște idei foarte, foarte frumii pentru ce va urma să vină. Vreau să mergem în niște locuri super mișto, vreau să filmez cu drona, vreau să vin cu niște subiecte așa, la care nu prea ne gândim și la care cred eu din tot sufletelul că ar trebui să ne gândim. Ca să știți, eu vă zic, cu ce îmi doresc eu să rămânem toți și eu și voi, e ca efectiv, înainte de orice impuls, orice cumpărătură, orice idee de asta de vreau să-mi cumpăr nu știu ce, hai să ne întrebăm, de ce vreau să-mi cumpăr chestia aia? De unde vine această dorință? Chiar ar fi așa o schimbare majoră în viața mea dacă aș avea lucrul ăsta? Clar că suntem toți diferiți și avem nevoi diferite, absolutamente totul diferit și perfect așa, dar umila mea părere este că ne uităm în direcția greșită când cumpărăm ca niște copiați sau umplem niște goluri care nu se umplu așa. Nu vorbesc despre cumpărăturile de tipologie îți iei Adidas că ți-au găurit ceilalți în lot. Vorbesc despre cumpăratul ăsta zilnic. Era și o memă. Sunt în punctul în care dacă vine curierul Amazon cu o capră, it is what it is. Și holuri Shane și plasticuri ordinare și machiaje și pe mine care nu are nimeni nevoie și expiră și cu cât ai mai mult, cu atât vrei mai mult. Nu știu, la asta mă refer. Eu nu cred că ne trebuie chestiile astea, cred că ne trebuie să ieșim în parc și să hrănim o rață și... Eu cred că asta ne trebuie, sincer. Voi ce credeți?